Sunteți din nou în direct în Newsroom, doamnelor și domnilor. Premierul Nicolae Ciucă este somat să intervină în scandalul prețurilor uriașe, să limiteze temporar adaosurile comerciale. Este alături de noi doamna Grațiela Gavrilescu, președintele Forul de Conducere Colegială al Partidului Umanist Social Liberal. Bună ziua, doamna Grațiela Gavrilescu. Ce i-ați cerut premierului? În primul rând, trebuie să ne aducem aminte că Partidul Umanist Social Liberal are depus deja în Parlamentul România o inițiativă legislativă de susținere a fermierilor, a producătorilor autohtoni. Și cred că acum, în momentele acestea, în vremuri grele, este nevoie de decizii ferme și de decizii care să ne fie benefice nouă tuturor. Atât retailerilor, dar mai ales fermierilor, a producătorilor, care, după cum știți, se luptă și cu gripa porcină, și cu gripa aviară, și, după cum ați văzut, și cu lipsa banilor veniți de la Comisia Europeană, să sperăm că în continuare lucrurile se vor rezolva, dar și cu concurența neloială din partea importurilor și nu să nu uităm că inclusiv produse venite din Ucraina cu prețuri foarte mici, prețuri de dumping, nu fac bine producătorilor din România. Noi am considerat că este nevoie de un moment foarte, astăzi în ceasul al 13-lea, de multă solidaritate. Și cred că așa cum îi cunosc eu pe mari retailer, vor putea să înțeleagă momentele grele prin care trecem noi toți și vor fi de acord să, pe o perioadă de timp bine stabilită, negociată de ambele părți, și de producători și de retailer, astfel încât pe o perioadă de timp limitată să putem să plafonăm adaosele la raft, adaosul comercial, astfel încât să nu băgăm în faliment anumiți producători, pentru că nu cred că va fi benefic pentru nimeni. În cazul în care fermierii români, producătorii, fie că sunt, e vorba de cei din panificație, fie că este vorba de cei din industria laptelui și așa mai departe a cărnii, dacă vor intra în faliment, cu ce ne alegem? Oameni în șomaj, firme care sunt deja moarte și nu o să poată să fie resuscitate într-un termen scurt, în cazul în care criza, bineînțeles, va trebui undeva să treacă. Deci eu cred că astăzi premierul României are posibilitatea, alături de specialiștii din ministerele de resort, să negocieze cu retailerii și să plafonăm pe o perioadă scurtă de timp adaosurile comerciale. Așa, prin solidaritate, doamna Grațiela Gavrilescu, pentru că legal nu prea poți să faci acest lucru. Este normal. Eu am și spus de la bun început solidaritate și că la vremuri grele soluțiile speciale este nevoie. Și să ne asigurăm că nu pot duce aceste lucruri la criză, la penurie. Mulțumesc, doamna Grațiela Gavrilescu. Așteptăm să vedem și răspunsul